Bună ziua, mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim aici, la emisiunea Oameni care ne inspiră. Sunt Sandra Ecobescu, gazda dumneavoastră și astăzi, în salonul frumos cu oglinda venețiană de la Fundația Calea Victoriei, în Casa Cihoschi, alături de mine am un istoric, o prietenă apropiată, Anita Sterea. Bine ai venit! Mulțumesc de invitație! Ca de fiecare dată vin în fața dumneavoastră cu oameni cu povești, oameni cu pasiuni și oameni cu informații care vă pot ajuta să descoperiți lumea din jur într-o formă la care poate înainte de emisiune nu vă gândeați. Astăzi împreună cu Anita o să povestim despre capitala noastră, despre București, cum se mai spune orașul Bucuriei, sau înțeleg că există și o etimologie posibilă provenită din albaneză București, care înseamnă frumos ești. Mi-a plăcut foarte mult și etimologia asta. Și o să intrăm direct în subiect. Aș spune doar la început și vei completa tu mai multe, că acum 14 ani începeam împreună primul tur prin București, numit Descoperă Calea Victoriei, atunci când lumea credea că este o utopie sau o prostie să arătăm Bucureștiul bucureștenilor și celor interesați într-o formă istorică sau să facem tururi și expediții culturale. Aș vrea un pic să ne întoarcem la începuturi, Anita, și să îmi spui despre cum a fost să faci primul tur. Mi-amintesc și astăzi, 23 martie, vorbeam un pic mai devreme, 2009, atunci când ne-am pus amândouă în minte să facem așa ceva, cred că primii către care ne-am dus au fost apropiații care ne-au spus: hai, cine o să vină cu voi să se plimbe pe Calea Victoriei când mai toată lumea se plimbă pe acolo. Și cu toate astea am avut peste 50 de persoane atunci și foarte mulți dintre ei s-au întors, pentru că de fapt ce nu ne-am gândit niciodată este că poți într-o manieră relaxată să fii turist în orașul tău. Și dacă nu ai acel city break în care să te duci și să-ți pui pantofii de plimbat prin capitalele europene, poți să faci același lucru timp de câteva ore în București sau în alte orașe, pentru că de fapt ce am făcut noi este să dăm tonul acestui program de expediții culturale prin orașele în care locuim și astăzi avem tururi ghidate și în Brașov, și în Iași, și în Brăila sau Mediaș. Așa că a fost o provocare, în primul rând, pentru că nu știam ce va urma. Sunt deja 14 ani, iar de-a lungul timpului ne-am împrietenit cu cei cu care ne-am plimbat. Deci nu aș zice că este doar o relație de 2-3 ore, ci aș zice că este o relație de lungă durată, pentru că cei care au fost la primele plimbări cu noi continuă să se întoarcă și primesc de multe ori mesaje: ce tur nou faci anul ăsta? Pentru că i-am cam obișnuit așa în fiecare an să avem cel puțin un tur nou, tocmai pentru că își doresc tot timpul să descoperă altceva. Și deși noi acoperim foarte multe zone, sunt încă multe zone care merită să fie descoperite în București și promit că vin curând cu noi surprize. Aș completa ceva foarte important la ce ai spus tu. Când am început tururile astea ca o completare la cursurile despre istoria Bucureștilor cu doamna Georgeta Filiti și apoi ai venit și tu cu multe teme dincolo de tururi, conferințe și, spune, da, cursuri, mini-cursuri despre Bucureștiul de altă dată, despre perioada interbelică, personalități și așa mai departe, multă lume percepea capitala noastră ca pe un oraș gri, zgomotos, neinteresant. Așa era atunci percepția, acum din fericire s-a schimbat și cu siguranță că noi am participat foarte mult la schimbarea asta. Și mai degrabă lumea se uita la orașe precum Sibiul, Brașovul, Iașu, de ce nu. Existau în perioada aceea multe cărți despre Bucureștiul interbelic, mi-am amintesc perfect că mă documentam și mă gândeam cum să abordăm subiectul, pe care amicii noștri spuneau că e mai bine să nu-l abordăm, acest turism cultural la pas prin oraș. Și Bucureștiul cam așa era perceput. Unde o să vă duceți, unde o să vă plimbați, cine o să meargă cu voi, sunt gropi, sunt blocuri gri, e mizerie, aglomerație. Ei bine, iată că oamenii numai că au venit la primul tur Descoperă Calea Victoriei și la următoarele de pe Magheru, de pe Chiselef, din zona capitale și așa mai departe, parcuri, Parcul Carol, Parcul Herăstrău și bisericile pe care tot așa tu le-ai prezentat, dar au început să-și ridice privirea de la nivelul solului sau de la nivelul magazinelor și să se uite mai sus, să vadă clădirile. Asta înainte să apară Instagram-ul și nebunia asta să ne fotografiem și să arătăm lucrurile frumoase din jur pentru a atrage atenția cumva și către noi. Și oamenii așadar au început cu această ocazie și în acest context să se uite și să descopere lucrurile despre care citeau în cărți sau aflau în niște cursuri sau conferințe, să le vadă la fața locului. Și lucrul ăsta continuă și în zilele noastre, pentru că atunci, acum 14 ani, când a fost primul tur pe Calea Victoriei, unde evident că am fost și eu cu tine, cu mare emoții și mare bucurie,
pentru că se adunaseră mulți oameni, neașteptat de mulți, atunci lumea nu era obișnuită să facă lucrul ăsta în capitală, cum tu ai zis. Mai degrabă mergeam în alte capitale europene și nu ne mândream cu orașul nostru. Ori acum, după cum știm, Calea Victoriei a reînviat, chiar dacă noi facem 16 ani de fundație anul acesta. În ultimii ani, Calea Victoriei, aș zice că a redevenit pietonală datorită și pistelor de biciclete și a teraselor care au înviat și a perioadelor în care e închisă vara Calea Victoriei, dar lucrul ăsta nu se întâmpla când tu ai făcut primul tur. Era un oraș, aș zice, și o arteră mult mai puțin atrăgătoare. Dar, din fericire, lucrurile s-au schimbat și, iată, oamenii se pot uita către clădiri și sunt atenți la ce se întâmplă în prezent și în trecut cu alți ochi. Aș vrea să îmi spui așa, pentru cei care ne urmăresc, din punctul tău de vedere, care crezi că sunt cele mai cunoscute comori sau locurile cele mai iubite din capitală? Păi, m-aș întoarce un pic la ce tocmai spuneai, la această Calea Victoriei care a devenit atât de efervescentă. Și aș zice că comorile astea au reușit să, sau au început să fie descoperite și în pandemie. Pe lângă ceea ce am făcut noi acum 14 ani, am început noi acum 14 ani și de fapt a încercat să apropiem oamenii de oraș în condițiile în care, până la urmă, orașul este un oraș adoptiv pentru foarte mulți dintre noi. Fie vii la facultate, fie vii la muncă, deci dacă ne-am uitat așa la părinții, bunicii noștri, sunt destul de puțini care sunt aici de, nu știu, 100 de ani. În rest, la un moment dat o să vezi că au venit în ultimii 50 de ani, într-o perioadă în care nu aveai timp să te uiți la ce e în jur și nici nu puteai să discuți sau să descoperi istoria orașului. Și atunci asta face ca nevoia celor care locuiesc aici este din ce în ce mai mare de a descoperi perimetrul în care stau. Și asta a venit în perioada pandemiei, atunci când, din motive obiective, tot pământul era închis în casă, te uitai pe fereastră și vedeai ce e în jurul tău. Și ai început să spui întrebări, ai început să te gândești, ai început să descoperi, să te plimbi în vecinătate, pentru că nu puteai să te plimbi în zone depărtate de locul în care locuiai. Așa a apărut ideea cu Calea Victoriei, arteră pietonală în weekend, tocmai pentru că parcurile erau foarte aglomerate și asta a prins foarte bine. Așa au apărut multe alte inițiative care au ajutat la comorile astea din zonele cartierelor, spre exemplu, pentru că noi vorbim de niște tururi pietonale în zonele istorice, zone protejate de patrimoniu. Însă, în egală măsură, știu foarte mulți colegi de facultate care la rândul lor au proiecte pe, spre exemplu, Vatra Luminoasă sau cartierul Ferentan, pentru că și zonele acelea au o istorie. Spun asta și vorbesc asta inclusiv cu studenții mei, că nu trebuie să aibă neapărat un trecut și că, de fapt, istoria este tot ce s-a întâmplat până acum un minut. Și trebuie să vezi cum este contextul, da? Și cum pui tu, cum influențează ceea ce s-a întâmplat până acum un minut, de fapt, ceea ce se întâmplă în minutul de azi sau în minutul prezent. Întorcându-mă la întrebarea ta, așa, pentru mine, comorile Bucureștiului sunt ascunse în zona capitale, în zona Ioanit, care este o zonă foarte frumoasă. Unde ne aflăm acum. Unde ne aflăm și noi, exact, cu tot bulevardul ăsta Dacia, care este absolut minunat, cu case de final de secol XIX, început de secol XX, în stiluri diferite, cu povești de familii foarte frumoase. La fel, comor foarte multe se găsesc în parcurile din București, parcuri sau grădini publice, dacă mă gândesc, și la Cismigiu, pentru că acolo, pe lângă, sigur, arbori din faimoștri codri vlăsii pe care am putea încă să-i găsim, sau partea asta de natură, care de multe ori ne lipsește, avem foarte multe opere de artă. Și dacă suntem atenți, ne uităm ce este în jurul nostru, s-ar putea să găsim niște statui cu un mesaj foarte frumos din perioada interbelică sau din urma Primului Război Mondial sau chiar mai vechi. Apoi începem să descoperim încet, încet zone care sunt mai depărtate de centru. Deci putem să ne ducem, spre exemplu, cimitirul Belu, care este recent a început să fie din nou valorificat și există o asociație care se ocupă inclusiv de restaurarea unor monumente, acolo fiind mare parte din patrimoniul local al orașului, se găsește în cimitirul Belu, pentru că avem cavourile, avem aceste statui, sculpturi realizate de artiști ai vremii. Plus locurile de veci unor familii aristocratice, exact, care au făcut istorie, unor, exact, personalități culturale.
Și atunci începem să descoperim zona asta și noi când am început să ne plimbăm în cimitirul Belu, la fel am fost printre primii, era complicat. Adică țin minte că la primul tur am sunat la administrația cimitirelor să anunțăm, am avut nevoie de hârtie, de aprobare, domnul de la pază nu știa de noi, stai un pic să-l chem pe șeful, că cine sunteți voi, sunteți mulți și ce vreți de la noi. E, între timp lucrul ăsta nu se mai întâmplă. Astăzi să te plimbi în cimitirul Belu este chiar o mândrie pentru paznicii de acolo, că uite, mai vine cineva, se mai uită și eventual vine să-ți mai dea niște informații în plus decât știi tu, ceea ce întotdeauna este binevenit. Așa că sunt foarte multe zone care merită să fie descoperite. E adevărat că pentru fiecare are o altă semnificație, deci ar putea cineva să fie foarte atașat de zona parcului Carol, pentru că a locuit acolo sau acolo s-a îndrăgostit și acolo se plimba în anii de liceu, altcineva să fie foarte, foarte atașat de zona Bucureștii Noi, pentru că la fel în parcul Bazilescu se plimba în anii 60. Adică, altfel spus, sunt foarte multe comori și invităm pe cei care ne urmăresc să descopere la rândul lor și din zona lor sau chiar mai în depărtare. Da, și de fapt, cred că odată ce descoperi comorile din vecinătatea ta sau alea care ție îți trezesc anumite emoții, încetul cu încetul lucrul ăsta dă dependență și vrei să descoperi și comorile altora. Și de fapt se creează, mie asta îmi place să spun, o rețea de comori a noastră, pentru că cel puțin la promenadele culturale pe care le organizăm împreună, am foarte mulți oameni care împărtășesc cu noi amintiri personale. Și atunci nu mai este doar un monolog al meu de a prezenta, ci devine o relație, aș spune chiar, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, intimă în grupul respectiv. Pentru că ajungi să spui ce ți s-a întâmplat acolo, poate în perioada comunistă. Pot fi amintiri plăcute sau mai puțin plăcute. Ajungi să povestești la fel, au fost foarte multe persoane care ne povesteau de nunțile pe care le-au organizat în anumite restaurante din București, unele care există, altele care nu mai există, în anii 80 și cum s-a luat lumina la ora 10 sau invers, cum au trebuit să dea niște sticle de vin cuiva ca să nu le taie curentul acolo la ora respectivă. Și atunci îți dai seama că ceea ce tu povestești de fapt se completează cu niște experiențe personale și de fapt asta dă plus valoare promenadei culturale. Da, practic orașul e viu și e țesut din poveștile din trecut, dar și din poveștile oamenilor de acum. Și asta e foarte frumos, cum ai spus tu, că oamenii nu asistă la o prelegere fără să se implice. Ei, la rândul lor, pot întreba lucruri, pot completa, pot avea anumite întrebări sau chiar sugestii. Cu siguranță că cursanții tăi și cei care participă la tururile prin București poate vin cu sugestii, cu idei, cu propuneri de teme, de zone. Am două sugestii care se tot repetă. Odată, ce tur urmează? Vrem în Cotroceni și le tot promit un tur în Cotroceni de ceva timp și sperăm. Deci anul acesta trebuie. Așa ar trebui. Iar a doua sugestie este, ia-ți un sistem audio ca să venim mai mulți și încerc să le explic că nu o să-mi doresc un tur cu 100 de oameni după mine, pentru că se pierde fix interacțiunea aia pe care am plătit-o atât de mult și la care țin foarte mult. Și atunci prefer de multe ori să-mi sacrific vocea, vorbim mai tare dacă am un grup mai mare, dar este fix interacțiunea așa cum vorbim noi, decât să am, nu știu, un microfon și să mai fiu atentă pentru că oricum aud și să nu le mai caut privirea, pentru că de fapt despre asta e. Atunci când vorbesc, și cred că asta mi-a lipsit cel mai mult în pandemie, modalitatea de a privi oamenii în ochi atunci când le spui o poveste în timpul unui tur. E primit și altfel povestea, bineînțeles. Da, clar. Da, clar. Nu e ceva... Clar, și vezi efectiv emoția aceea care se trezește în ei live, adică și o vezi cum crește, cum, nu știu, e un zâmbet, e o întristare, e emoție, e dorința de a completa, e povestea spusă prietenei sau iubitei cu care ai venit și spui, am mai citit și eu asta. Și atunci, inclusiv la nivelul grupului, la nivelul oamenilor care vin împreună, ca prieteni se creează o altă conexiune. Da, și altă experiență, bineînțeles. Da. Plus că e interesant că sunt oameni de toate vârstele. Vin și mame cu copii, ne întreabă uneori, putem veni, are 7 ani, are 8 ani, e cu minte, vin și cupluri, cum ai zis. Recordul personal este de o copilă de 3 săptămâni care s-a plimbat pe Calea Victoriei în căruț, jumate cu mama minte, ei. Da. Și de asemenea vin și mame cu copiii lor, uneori mamele sau părinții sunt pensionari. Ai oameni de toate vârstele, cei care vin cu poveștile, iată, mai din trecut. Da, apropo de cum și pentru mine, și eu ajung să fiu parte din povestea lor altfel. Am, dinainte de pandemie, cred că 2018-2019, un copil, un băiețel, Matei, care a venit la un tur cu mama
Iar la următorul tur a venit cu mama și cu bunica și pe urmă, noi având de obicei tururile sâmbătă, în a treia săptămână mama nu s-a mai înscris. Și Matei i-a trezit pe toți că noi astăzi avem întâlnire cu Anita. De m-am trezit că mama mă suna și că Anita, noi nu ne-am înscris, dar a trezit și bunicii și ceilalți bunici, că fusese doar cu o pereche de bunici și el i-a îmbrăcat și le ceartă pe toți că întârzie la întâlnirea cu tine. Și dintr-o dată am zis, acum veniți dacă Matei vrea să vină cu mine. Și nu era la școală, era cred că 5 ani jumate, 6 ani. Și a venit cu 6 adulți, deci un copil de 6 ani a scos din casă într-o sâmbătă dimineața 6 adulți ca să se plimbe prin București și a stat 2 ore jumate cu mine de mână prin zona Ioanid. Asta având legătură și cu faptul că, cum ai spus, vrei să lucrezi cu grupuri cu care poți interacționa. Da. Pentru că dacă erau 100 de oameni, nu știu dacă el putea să își mai amintească cum te cheamă sau ce s-a întâmplat ca experiență și cum transmiți. Pentru că el poate când o să crească o să facă istorie sau, știu, geografie sau o să fie... Și mai este inclusiv să lucreze în turism. Dorința mea întotdeauna de a mă adapta un pic la publicul meu și de-aia, spre exemplu, eu lucrez mult și cu străini, dar dacă mai pune să aleg, întotdeauna o să aleg lucruri cu românul, pentru că, cu publicul român, pentru că este o altă interacțiune. Da? Și altă relație cu orașul. O altă relație cu orașul, da, exact. Poveste personală. Și atunci e o bucurie când primesc informații de la ei, când mă completează, când mi s-a întâmplat să am, nu știu, director de companii. Și plimbându-ne într-un tur să vadă o casă care este de închiriaj și e de patrimoniu și pe urmă să-mi spună, știi, tocmai ce mi-am mutat colegii în sediul ăla pentru că am înțeles cât de important este să ajungi într-o casă de patrimoniu și, de fapt, cum tu, companie, lași ceva orașului. Pentru că e o formă de educare a publicului, exact, de informare, dincolo de divertisment și bucuria de a fi împreună. Oamenii descoperă orașul și în felul ăsta află lucruri și despre ei, despre trecut și felul, cum ai spus tu, în care se pot implica, fie că închiriază o clădire de patrimoniu, fie că la un moment dat când este o clădire de patrimoniu sau o zonă protejată în pericol, să reacționeze. Noi fiind cetățenii acestui oraș, să ne folosim, să spunem, acest rol de cetățean. Da. Și acum, în 14 ani de tururi, sigur, am văzut și multe case care s-au pierdut, dar vă spun că eu am văzut mult mai multe case salvate și o implicare a publicului. Dacă în 2009, când ne plimbam pe Calea Victoriei prima dată la Palatul Știrbei, s-a aruncat cu pietre noi și am mai povestit asta inclusiv aici de mai multe ori, astăzi vedem că, sigur, cu o întârziere de 14 ani, Palatul Știrbei urmează să intre într-un amplu proces de restaurare. A durat ceva, dar publicul a avut un rol important. Da, oamenii după ce sunt informați pot reacționa. Asta a fost și rolul, scopul meu inițial când am început tururile astea prin oraș, dincolo de prelungirea conferințelor doamnei Filiti, care zice, hai să mergem în oraș să vedem, și apoi ai venit tu la fix și am început proiectul. Am realizat că oamenii nu pot reacționa când e o petiție, când e o discuție în spațiu public, dacă ei nu știu ce a fost în palatul respectiv. Și Calea Victoriei de aia probabil este și turul cel mai iubit, pentru că este artera principală, să spunem, a orașului, din punct de vedere istoric. Este așa numita coloană vertebrală, unde ai foarte multe palate și puncte de unde au pornit niște momente esențiale ale orașului. Aș vrea să ne spui și despre câteva minuni mai puțin cunoscute din oraș, un fel de comori mai puțin accesibile, așa, pentru cei care ne urmăresc, să-i curiozităm. O zonă foarte frumoasă și prea puțin descoperită este zona Primăverii. Spre exemplu, avem foarte multe clădiri în stil Art Deco, modernism, o istorie care se leagă inclusiv cu partea asta a nomenclaturii perioadei comuniste, dar cu o istorie. Până la urmă e un cartier care începe să fie format în perioada interbelică și continuă în anii 50 și sunt niște străduțe foarte frumoase, elegante, în continuare folosite poate de companii sau ambasade, deci destul de bine îngrijite, cu zilele astea multe magnolii, că toți suntem într-o perioadă în care toată lumea fotografiază magnoliile. La fel, o zonă mai puțin cunoscută este zona Filaret, zona 11 iunie, Filaret, cu Mănăstirea Sfântul Antim, cu Patriarhia, deși este o zonă centrală. E adevărat că zona asta este mai degradată dacă compar cu Primăverii și ar avea nevoie rapid de o intervenție, dar e o zonă care ascunde foarte multe povești. Și eu sunt legată de zona asta pentru că am învățat la liceul Eminescu și din clasa mea vedeam tot timpul curtea Mănăstirii Antim și atunci când chiuleam, pentru că mai făceam și eu asta, ne plimbam pe străzile din jurul liceului.
O altă zonă, la fel, foarte frumoasă, pe lângă Cotroceniul, de care promit că o să ne ocupăm curând, dar o altă zonă foarte frumoasă este zona din vecinătatea Cismigiului. Sunt acolo niște mahalale foarte frumoase, la fel cu istorie și cu biserici vechi. Deci trebuie doar să ai dorință, răbdare și deschidere ca să le iei la pas. Iar astăzi s-a scris foarte mult. Dacă acum 14 ani când noi am început era ceva literatură de specialitate, mai ales pe perioada interbelică, Bucureștiul interbelic, în momentul de față tot ce avem ca bibliografie pe București este destul de vast, pe zone diferite și continuă să se scrie foarte mult și asta de asemenea ajută. Adică, sigur, este minunat să descoperi orașul alături de un istoric sau de un specialist, dar poți să faci asta și singur, dacă chiar îți dorești. Dacă tot facem invitația asta către public, sunt câteva cărți pe care le-ai recomanda pentru cei care vor să se apropie de istoria Bucureștilor, așa un fel de primul nivel? Păi aș începe cu cele clasice. Podul Mugoșoaie, aș începe cu Bucureștii ce se duc. Sunt niște cărți despre casele din București îmi scap acum numele, Dragu Dumitru, dar dacă căutați Andrei Pipidiha a scris de asemenea pe București. Și Paul Morand, cred că ar fi. Da, exact. Deci sunt. De unde vine și București mic cu Paris. Exact. Cred că editura Vremea are foarte multe cărți pe București și poate este, cred că editura care are așa, Planeta București este fix ceea ce trebuie celor care vor să intre și în continuu scot, deci nu e doar ceea ce s-a scris până acum, nu știu, 2-3 ani, ci în continuu scot cărți despre București. Humanitasul de fel de asemenea scoate Corintul, dar cred că Vremea este editura de bază pe atunci când vrem să descoperim București. Dacă ar fi acum pentru cei care ne urmăresc să povestești câte ceva despre anumite, că auzim de zone protejate, zone istorice, dacă ar fi să numești câteva din aceste zone, uite, să începem cu zona în care ne aflăm noi acum, nu? Zona Dacia, Ioanid, ce înseamnă o zonă protejată, ca să înțeleagă publicul larg? Și de ce este protejată o anumită zonă? O zonă este protejată tocmai pentru că are valoare patrimonială. Și putem avea zone care sunt protejate la nivel local, cum sunt mare parte dintre ele, sau la nivel național, că poate să fie patrimoniu local sau patrimoniu național. Sunt mai multe zone protejate și sunt și clădiri protejate, adică avem cumva această distinție. Spre exemplu, în zona Ioanid, unde noi ne aflăm, toată zona este protejată. Piața Spaniei, de asemenea, este o zonă protejată și pentru că s-a lucrat în vecinătatea noastră toată vara, cu toate astea, mă uitam mai devreme, au repus sau ar fi trebuit să repună că încă se mai lucrează pavajul așa cum era înainte și nu se poate asfalta, tocmai pentru că este o piațetă protejată. Zona Cotroceni este de asemenea o zonă protejată. Tot centrul istoric, tot centrul vechi este zonă protejată. Zona Dorobanți este zonă protejată. Deci avem multe asemenea zone în București. E adevărat că nu întotdeauna protecția există, pentru că există scăpări în lege și pentru că legislația este interpretată greșit sau pentru că efectiv ai impresia că nu o să ți se întâmple nimic dacă te apuci să construiești într-o zonă protejată și vedem cumva că în ultimii ani există niște exemple prin care fie pentru prima dată un arhitect a ajuns în închisoare că n-a făcut ce trebuie, fie niște clădiri ar trebui să fie demolate, poate oamenii vor începe să fie mai atenți. Dar aici contează foarte mult și presiunea publică, pentru că până acum 15 ani nu eram atât de implicați. Adică aveam impresia că orașul ăsta nu e al nostru. Ideea în care orașul ăsta este al nostru și ar fi bine să-l lăsăm mai departe copiilor noștri și să salvăm cât se poate salva din ceea ce deja există. Avem nevoie, sigur, și de dezvoltare urbană, deci nu spun că nu ar trebui, dar tocmai de-aia ai nevoie de niște proiecte coerente prin care patrimoniul deja existent, clădirile deja existente să fie integrate
cu ceea ce urmează să se construiască, ținând cont și de spațiu verde, și de locurile de parcare, și de ansamblu arhitectural, cum se integrează, dacă ne place sau nu ne place, și de, nu știu, accesibilitate, și de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, asta fiind o altă mare problemă a Bucureștiului. Așa că este o întreagă dezbatere, vedem că este pe ordinea de zi, pentru că a fost acum de curând o problemă cu zona istorică care ar fi trebuit, voia unii, să fie scoasă din sau suspendată zona de protecție ca să se înceapă construcția unor anumite clădiri. În zona veche, te referi? Da. Adică Lipscani. Tot centru vechi, pentru că este mult mai mare de atât, dar a fost doar așa un... Din fericire, în acest moment avem un primar care este preocupat de patrimoniu și așa a pornit drum. Asta așa este. Nu foarte iubit de dezvoltatori imobiliari, e adevărat, dar da, aș zice că cel puțin nu s-a mai făcut rău patrimoniului în ultimii 2 ani. Așteptăm să se facă și bine și aici mă gândesc la restaurarea clădirilor cu risc seismic și sunt foarte multe. A anunțat că sunt acum niște fonduri pe PNRR accesate de primărie tocmai pentru a începe și consolidări și restaurări. Dar da, avem nevoie de un primar care să iubească orașul și să-l conserve. Să-l dezvolte și să-l conserve în egală măsură. O persoană educată care înțelege importanța istoriei și nu doar pentru noi, ci și pentru vizitatori și pentru brandul de oraș până la urmă. Nu? Că dacă mergi la Viena, poate vrei, scuză-mă, să admiri o arhitectură modernă, dar după ce vezi ce s-a întâmplat în secolele trecute, nu? Sau la Londra sau la Paris. Acum, nu e de ajuns doar primarul. Da? Adică evident. Și noi trebuie să fim alături, evident. Și ar trebui inclusiv dezvoltatorii imobiliari să înțeleagă cum pot să-și continue business-ul, pentru că eu înțeleg și partea lor, astfel încât să nu afecteze traiul celor care sunt aici pe termen mediu și lung. Noi ne gândim totul la să fie repede, să fie acum. Câștigăm... Adică un plan de urbanism până la urmă, nu? Care și o logică în construcție. Da. Iar dacă ne uităm la orașe precum Barcelona, că este un oraș pe care eu îl iubesc, acolo s-a făcut foarte multă consolidare păstrându-se fațadele. La noi au început să facă așa ceva și avem un exemplu aici foarte aproape de noi pe drum Brava Roșie, dar a trebuit să dăm așa un pic românește și să înălțăm fațada aia cu încă 2-3 etaje mai de sticlă. Mai ciupim un pic în sus, da? Ca să avem impresia că suntem noi un pic altfel. Nu așa. Adică Barcelona nu așa arată. Sau dacă arată inclusiv etajele alea, ai refăcut fațada și nu-ți dai seama că s-a înălțat cu un etaj pentru că ai făcut fix în același stil. Să scoată în evidență arhitectura veche, să spunem. Da. Și un exemplu nefericit pe care chiar azi dimineață îl priveam, în Piața Romană, la ASE, s-a refăcut acea clădire. S-a construit. Clădirea aceea lăsată în paragină foarte mult timp și, din păcate, în jurul ei și deasupra ei s-a construit ceva metalic bronzuliu care acoperă un turn foarte frumos art deco din spate pe care nu mai poți să-l vezi de pe Magheru. Asta este o mare prostie. Chiar mă uitam. Deci cum să acoperi un turn art deco care amintește de influența new-yorkeză din anii 30, perioada de modernism din București, și să construiești o bucățoaie, o cutie, o masă compactă de culoarea bronzului care acoperă arhitectura din anii 30. Ce este cel mai trist este că cine a făcut asta? A făcut o instituție de educație. Cum au primit aprobare să acopere un monument din spate? Că mie asta mi s-a părut trist. Dacă făcea o companie, poate nu mă durea atât de tare. Dacă îmi faci tu o universitate care ai rolul de a educa, sigur, nu doar și pe partea economică. Și într-o clădire istorică, clădirea foarte frumoasă a Până la urmă tu ai, oferi până la urmă inclusiv partea asta de cultură și de tot ce înseamnă. Ești un educator, ești un pedagog. Cum poți tu să faci așa ceva? Da, discuție. Au fost arhitecți care au adus discuția asta în spațiu public, cred că acum 2-3 săptămâni și mi se pare părerile foarte, sunt fix foarte pe ceea foarte ce credem discuteau și să noi. Facă acea chestiune mai jos, să nu acopere acel turn art deco foarte frumos care acum e acoperit. Puteai să gândești un ansamblu astfel încât să integrezi o casă veche de secol XIX cu o clădire de perioadă interbelică, sigur, cu o clădire de anul 2023, că nu suntem absurzi, da? Numărul studenților sigur a crescut față de 1923-30 până astăzi. Deci aveai nevoie de spații, dar haideți să ne gândim astfel încât să integrăm lucrurile alea, să fim funcționali. Bineînțeles, să valorifici ce e în trecut, nu spun nici să copiez, pentru că eu înțeleg și arhitectul de azi care vrea să se exprime.
Adică, până la urmă, este o muncă de creație. Fiecare arhitect și fiecare etapă vine cu propriul curent. Dacă nici anii 30, că tot ai menționat Art Deco, n-a fost un curent ușor acceptat de publicul român. Dar cu toate astea, inclusiv transferul de la arhitectura neoclasică către Art Deco s-a făcut încet, încet. Avem clădiri care sunt un stil eclectic, da? Tocmai pentru a-i educa, a-i obișnui. Dar nu, acolo e de plâns. Aș vrea să te invit să ne povestești despre câteva monumente memorabile din capitală. Sunt anumite clădiri sau chiar anumite statui care ție îți plac în mod special și care pentru cei care ne urmăresc așa ar fi lucruri de neratat, de descoperit la pas sau chiar cercetat întâi pe internet și apoi mers și descoperi la fața locului? Așa, monumente emblematice, să zicem. Sunt foarte multe muzee. Știi că există bucureșteni care nu știu unde este Ateneul Român. Da, știu. Okay. Știu. Sau Palatul Regal. Ce este acela care înseamnă totodată Muzeul Național de Artă? Știu. Deci mie mi s-a întâmplat invers. Să spun Muzeul Național de Artă și să-mi spună că nu știu unde e, dar Palatul Regal știa, dar nu știa că e una și alta. Și atunci am zis că tot e bine că știi ceea ce a fost în trecut. Pentru că acum niște ani, vreo 3, am făcut cursul ăsta despre muzee știute și neștiute la fundație, mi-am dat seama că avem un patrimoniu muzeal absolut senzațional. Sunt peste 60 de muzee în București. Și unele absolut superbe, niște muzee mici, frumoase, cochete, unde te duci și poți să-ți pierzi 2-3 ore uitându-te la diferite exponate, cu muzeograf foarte buni. Și atunci ce le-aș recomanda celor care ne ascultă este să își facă o listă, să-și pună, nu știu, un muzeu pe lună. Deci nu pe săptămână, hai că e prea mult, dar un muzeu pe lună, un muzeu nou. Combinat și cu o plimbare, pentru că da, pe asta bună. Spun. Odată ce ajungi la muzeu, pe urmă du-te un pic în trei străzi în dreapta, trei străzi în stânga și vezi ce este în jurul acelui muzeu. Pentru că o să rămâi surprins de... Unele au fost foarte frumos restaurate, Muzeul Literaturii arată foarte bine, Casa Anton Pan arată foarte bine, vorbesc de muzee de stat, Observatorul Astronomic, Vila Minovici, Muzeul de Artă Românească, Muzeul de Numismatică, Muzeul Severanu, deci sunt niște muzee... Și Muzeul Vârstelor, care Muzeul chiar la începutul Căii Victoriei. Exact. Deci sunt niște, plus casele memoriale, care sunt de asemenea foarte frumoase. Sunt absolut superbe. Pe lângă asta, haideți să ne uităm și la instituțiile de cultură. Altfel, spuneai mai devreme că urma să te duci la teatru. Spre exemplu, Teatrul Național tocmai și-a deschis un muzeu și a scos 38 de exponate istorice și le-a expus pentru că a fost Ziua Teatrului Național săptămâna aceasta, Ziua Teatrelor, de fapt, Ziua Mondială a Teatrelor, Teatrul Național a avut această inaugurare. Și acolo este expusă inclusiv o rochie a Reginei Maria din anii 30. Fotografii superb. Absolut superbă. Atât de frumos restaurată. De ce ar fi rochia Reginei Maria, ne-am gândit, la Teatrul Național? Pentru că în perioada comunistă, foarte multe obiecte ce au aparținut familiei regale și aristocrației au ajuns ca recuzită la bufte. Și cineva a reușit să o identifice, să o salveze, știa descrierea, a văzut etichetă și a dat seama că nu e chiar o rochie de recuzită, că nu faci rochie de recuzită din materiale atât de fine și atât de scumpe. Și atunci au reușit să o salveze și acum să o restaureze și să fie expusă. Pe lângă asta, Teatrul Național se poate vizita. Și vă recomand să faceți asta, este o experiență absolut inedită, să intre în sălile alea, fie în timpul repetițiilor, pentru că se poate și asta uneori să găsești repetiții pe scenă, fie într-o sală goală. Mi-e și la Ateneul Român totodată se poate vizita. Și Ateneul Român se poate vizita, la Ateneul Român din păcate nu au ghid încă, dar sper curând să aibă ghid. Iar la concertul de anul nou ne spunea domnul director că urmează și Ateneul să-și deschidă muzeu. Opera Națională se poate vizita cu ghid. Deci sunt aceste experiențe în niște instituții de cultură altfel. Avem și, pentru că vorbeam de ASES, știți că avem și instituțiile astea de educație care au muzeu. Muzeul Politehnic este foarte frumos. Muzeul Universității București este foarte frumos. Muzeul Universității de Medicină și Farmacie este foarte frumos. Deci, inclusiv către acestea am putea să mergem și astfel ajungem să ne facem programul pentru un an de zile și să vedem tot timpul lucruri noi. Și asta spun tot timpul cursanților mei, că urmează Noaptea Muzeelor, nu mai e mult, mai sunt vreo 6 săptămâni, să nu ne îngrămădim acolo unde lucrurile sunt firești și în afara acelei nopți.
Nu cred că ne împiedică nimeni. Sigur, mă duc acolo unde este o expoziție doar noaptea aia, sau un eveniment cu totul și cu totul special doar noaptea aia. Dar să văd un muzeu care este deschis tot timpul anului și să stau la o coadă pentru asta, nu se merită. În timp ce sunt niște muzee private sau case memoriale care nu sunt tot timpul deschise publicului. Casa Amincu, Muzeul Recordurilor. Și atunci să Casa mergem Țipoia, spre așa, Casa Lipati. Casa Țipoia, care este absolut minunată. Casa Lipati, la fel, foarte bine spus. Deci, și atunci să mergem către așa ceva. Muzeul Fotbalului, că tocmai s-a deschis și, mă rog, aici, apropo de pasiunea și profesia mea. Deci, avem multe variante în București. Viața culturală a Bucureștiului este foarte diversă. Deci, doar să nu ne dorim, da, nu descoperim istoria orașului nostru. Așa pentru e. Că, acum, în timp ce tu povesteai, mi-am dat seama că în ultimii ani, din ce în ce mai multe muzee au început să devină mai vii, bine să spun, să se anime, să aibă programele lor. Cred că unul dintre cele mai dinamice muzee din acestea de curând mutate și inaugurate este Muzeul Literaturii, care cred că aproape seară de seară, mă uit că sunt foarte activ, partea de comunicare postează fotografiile cu actorii, cu invitații, cu scritorii, lecturi și așa mai departe. Asta din tocmai pentru motive. A atrage publicul. Da. Odată s-a schimbat o generație, au venit niște oameni care la locul de muncă chiar vor să facă ceva. Adică și care au și ești circulat în străinătate, da, au văzut că se poate face și educația se face altfel, pentru că exact. Există riscul ca omul să nu-ți mai calce în muzeu, problema asta e și în străinătate, nu doar la noi, și atunci faci aceste programe interactive, nu doar noaptea muzeelor. Pe urmă, concurența muzeelor private, care le-au spus, ups, nu mai vin la mine, se duc acolo, da? Da. Și atunci și parteneriatul cu sectorul privat. Da, cu care partea aduce asta de ONG, care vine cu o anumită dinamică, da, cum am făcut și noi, da, evenimente. Exact. Palatul Cotroceni și multe muzee, exact, și seria pe și care... Și toate astea au ajutat. Și atunci boala asta cu ghilimele de rigoare se ia. Pentru că îți dorești și tu să fii... De ce mă s-au dus la Muzeul Literaturii seară de seară? Că n-aș fi zis că lumea merge la muzeu miercuri. Cum și noi am spus că cine o să se plimbe cu noi prin București, nu doar sâmbătă, ci și în curs săptămânii, și am văzut că avem peste 40 de oameni anul trecut când făceam tur în Dacia. Pentru că nu este, este o prejudecată că facem activități doar în weekend. Și voi vedeți foarte bine și, mă rog, și eu alături de voi, oamenii care vin la cursuri seara de seară de 16 ani. Deci nu avem grijă de noi doar într-un anumit timp. Și avem grijă de noi zilnic. Evident. Și dacă ne aduce bucurie să mergem la un curs de Ikebana sau de Feng Shui sau de istorie sau o conferință cu doamna Filiti, marțea, miercurea, joia, sâmbătă, nu contează când îmi fac timp în program pentru acel eveniment. Evident, în care te îmbogățește, îți dă subiecte de discuție cu prietenii și îți deschide universul tău. Și e timpul tău pentru, da, pe care tu ți-l dai ție, până la urmă. Da, și inclusiv o formă de turism accesibil, pentru că poate e mai greu uneori să-ți faci timp sau să ai bugetul să te duci în Viena atât de cât ți-ai dori sau la Paris, dau un exemplu, sau pe alt continent, pe când Bucureștiul este lângă tine. Și cum ai zis, sunt atâtea muzee și atâtea locuri și atâtea forme prin care poți să explorezi. Aș vrea puțin să povestim și despre Casa Cihoschi, în care noi ne aflăm acum. În spatele tău se află tabloul Sofiei Cihoschi, doamna care a înființat această casă. Două vorbe despre locul acesta pe care, iată, oamenii îl pot vizita. Dacă oamenii vin pe Dacia la numărul 78, noi suntem aici și pot vizita casa noastră, că vin la cursuri sau pur și simplu vor să vadă casa. Păi, aș zice așa că fundația tot timpul s-a bucurat de sedii primitoare și anul trecut când ne-am mutat în Casa Cihoschi a fost cu bucurie, ca de fiecare dată. Suntem într-o casă de perioadă interbelică, Casa Generalului Cihoschi, cu un rol important în primul război mondial, implicat în viața politică, ocupând chiar funcția de ministru în perioada interbelică și, din păcate, un personaj care, așa cum li se întâmplă multora altora, la finalul anilor 40 ajunge într-o închisoare comunistă. Este o casă în care se păstrează destul de multe elemente din perioada interbelică, o casă despre care se spunea că era întotdeauna bucuroasă de oaspeți, așa cum este și fundația de fiecare dată când își primește cursanții. Iar atunci când ne plimbăm în zona Dacia, un tur pe care l-am gândit cumva în jurul sediului în care ne aflăm, terminăm turul pe Dacia în Casa Cihoschi, tocmai pentru a vedea și un interior după ce povestim de multe alte case la exterior. Da, cum arătau casele în perioada interbelică, avem și biroul
domnului Cihoschi și elemente de mobilă care s-au păstrat, acest portret foarte frumos pe care familia l-a lăsat aici în zona de recepție a casei. Să ne vegheze, așa. Să ne vegheze, da. O doamnă care se vede că era educată și care era pasionată de evenimente culturale din poziție ținută și atunci trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor dumneai. Și a cărei fiica a devenit o sculptoriță celebră, Henriet Cihoschi, care își dorea în această casă să se întâmple evenimente culturale. Chiar visa să devină un fel de muzeu, ne-a spus fiica ei, doamna Veron, de la care noi am închiriat spațiul, că mama ei, deci Henriet Cihoschi, sculptoriță, își dorea ca această casă să fie un spațiu al culturii și al întâlnirilor, ceea ce astăzi se întâmplă. Deci de ce îți dorești? Că s-ar putea să primești. Da, o casă foarte puternică care atrage ceva potrivit. Anita, ce se întâmplă dacă te îndrăgostești de București? Greu de spus. Ajungi ca mine și refuz să pleci. Și aveam posibilitatea de mai multe ori să ajung prin diferite țări ale lumii. Să spunem că tu călătorești foarte mult. Eu călătoresc foarte mult, dar și iubesc senzația aceea de a fi în aeroport și să mă sui în avion să plec. Întotdeauna mă gândesc când mă întorc pe unde să mă opresc. Și mi se întâmplă de foarte multe ori cum mă întorc să-mi pun un tur sau un eveniment despre București pentru a mă reconecta. Da, reconecta cu ceea ce am aici. Dacă te îndrăgostești de București, vrei să-l descoperi din ce în ce mai mult. Este exact ca într-o relație de iubire, da? Ce vrei față de cel de lângă tine? Sigur, mai întâi îl vezi perfect, după care începi să-i vezi defectele, dar nu înseamnă că îl iubești mai puțin, Doamne ferește, ci vrei să-l iubești așa cum este el. Și atunci începi să descoperi și gropile și clădirile care au nevoie de restaurare, dar și un restaurant frumos ce tocmai a fost deschis într-o casă de epocă și un muzeu nou deschis și o expoziție și un proiect cultural care îți spune Bucureștiul. Uite, acum mi-a venit în minte, scuze, că ai zis casa Celibidache, care este exact la aia mă gândesc și eu, da? Unde este un restaurant minunat. Puteți să mergeți la casa Celibidache și să mâncați mâncare foarte bună italiană, nu e reclamă, exact. Pur și simplu casa este absolut superbă. Da. Exact. Și nu numai, mai sunt și altele, adică mă gândesc și la cafenele care sunt în case vechi, ceinării, deci avem unde să ne ducem și asta spun de multe ori, pentru că toată lumea spune, vai, e o casă așa de frumoasă, păcat că nu-i muzeu. Și le spun, zic, câte muzee sunt în București? Păi, nu știu, sunt cu 10-15 și încep să mi le număr. Zic, vă spun că sunt peste 60. Nu ne ajută ca toate casele frumoase să avem muzeu, nu despre asta e, ci ne ajută ca acele case să ne fie accesibile. Și sigur nu pot să ne fie toate accesibile, pentru că sau unele sunt case dat, private, sigur, unele sunt case private. Important adică, e să fie prezervate. Exact. Și de fapt ce ne ajută este odată să putem să ajungem într-o parte din ele, că e o cafenea, că e o galerie de artă, că e sediul unei bănci, că e, nu știu, sediul unei fundații, iar mai apoi cele care ajung să fie private să fie restaurate, să fie întreținute. Deci nu, haideți să nu mai cerem numai muzee, pentru că nu ducem lipsă de muzee în București. Adică avem muzee suficiente, zic eu. Întotdeauna, să mergem, sigur, să mai le este, vizităm, mai să este ne loc și de altele, dar până una alta, haideți să le vedem pe acestea. Aș vrea să văd eu coadă la muzeele mici din București cât de curând și pe urmă o să spun că m-am liniștit. Gata, înseamnă că viața culturală bucureșteană este în direcția bună. Și cum putem ajuta fiecare dintre noi orașul să fie mai frumos? Crezi că avem metode prin care, că mulți pot spune, eu ce să fac? N-am ce să fac, să se dărâmă, mult. Se... Ce foarte pot face? Foarte mult. În primul rând să dai mai departe ce afli. Asta ajută foarte mult. Adică afli povești, da, de la tururi, din cărți? Dă mai departe copiilor, colegilor, soțului, prietenilor. Vecinilor, prietenilor, colegilor de trafic. Că să-i contaminăm de cu iubirea Uber, când stai în trafic și povestești de clădirea din dreapta, mai bine decât să te plângi de, nu știu, semaforul care ține doar 10 secunde. Deci asta ajută. Apoi, implicarea civică. Semnăm petiții, ne ducem la proteste dacă este cazul, ne uităm care sunt modificările legislative care ar trebui să se întâmple pe partea de patrimoniu. Apoi susținem inițiativele private sau de stat din clădirile astea de patrimoniu, pentru că întotdeauna când ai nevoie de conservare și de valorificare, ai nevoie și de bani. Nu întotdeauna banii sunt atât de ușor de obținut și fără să-ți dai seama, din puținul ăla al tău, că plătești un bilet de 10 lei, s-ar putea să faci un bine acelui muzeu. Și nu cred că asta, repet, 10 lei, prețurile la muzeele din România sunt destul de mici, simbolice, dar nu cred că asta ne împiedică să le vedem și de aia facem coadă la noaptea muzeelor.
Și pentru că noaptea muzeelor, de fapt, atrage evenimentul în sine, acea efervescență de pe străzi, așa cum a devenit și Calea Victoriei. Și poate, de ce nu, să ne gândim să facem, să facem evenimentul ăsta încât un muzeu în fiecare lună. De ce nu? Mă gândesc la cei de la Antipa care au programul ăsta foarte haios cu să dormi la muzeu cu copiii vara, cât de bine a prins. Deci sunt inițiative mici pentru public, pentru un public diferit care atrage. Așa că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face și sunt convinsă că mulți dintre noi le facem, dar nu suntem conștienți de ele. Iar pe lângă asta, să ai grijă de ceea ce este în jurul tău. Să nu arunci pe jos, să reciclezi, pentru că și despre asta este orașul. Și dacă poți, uneori să lași mașina acasă. Așa este. În ultimele minute aș vrea să ne spui care sunt tururile pe care tu le faci primăvara și vara asta și spre toamnă? Păi, traseele pe care le pot descoperi cei care ne urmăresc intrând pe site-ul victoriei.ro și căutând Anita Sterea. Deschidem sezonul ca de fiecare dată cu Descoperă Calea Victoriei, dar reluăm un tur pe care nu l-am mai făcut de mult pe Bulevardul Maghieru și la Scărcat Argiu. Avem tur în zona armenească, tur în zona Mântuleasa, tur în zona Dacia, Kiselev, Centru Vechi și promis și niște tururi noi, dar nu vreau să zic mai mult. Ai spus să și încercăm, alte da. Surprize. Da, surprize. Mulțumesc foarte mult, Anita, pentru acest dialog. Pe mine m-ai provocat, deși sunt foarte îndrăgostită de București și merg la muzee, să merg să descoper unele muzee pe care încă nu le-am văzut. Știu cum mi-ai spus de multe ori să merg la Muzeul Recordurilor, chiar am văzut postări și tot mi-ai spus du-te, că sunt locuri pe care nu le știi și inițiative inedite. Deci îți mulțumesc foarte mult și doresc mult succes în tururile din acest sezon cald și în general în toate proiectele pe care le ai. Mulțumesc frumos! Să ne fie bine, asta îmi doresc, și să ne privim în ochi cât mai des. Și să ne bucurăm de oraș. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră și vă invit să descoperiți cartierul în care vă aflați. Peste tot există minuni, mai mult sau mai puțin cunoscute, să descoperiți zonele istorice și istoria noastră, pentru că de fapt e vorba despre noi. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine aici la emisiunea Oameni care ne inspiră. La revedere!